în care se află de mai mulți ani clădirea Colegiului Național Silvania din Zalău, unul care pare să nu se mai termine, creează probleme majore unității de învățământ, situația juridică incertă a imobilului, în condițiile în care de aproape două decenii construcțiile colegiului fac obiectul unui proces deschis de eparhia reformată de pe lângă Piatra Craiului, împiedică derularea unor investiții majore, motiv pentru care cele două corpuri vechi de clădire se distrug pe zi ce trece. Trecerea timpului, grindina și vântul au avariat grav acoperișul, astfel că după fiecare ploaie abundentă, apa mustește în tavanul sălilor de clasă de la ultimul nivel. Umezeala a pătruns și în zidurile subsolurilor corpurilor A și B, de unde s-a extins, provocând igrasie și mucegai în sălile de clasă și în laboratoarele de informatică. Ferestrele sălilor de clasă, vechi de peste 6 decenii, au fost prinse în cuie pentru a nu reprezenta un pericol pentru elevi. Ca urmare, aerisirea spațiilor în mod corespunzător, una dintre condițiile sanitare de bază pentru școala în timp de pandemie, nu poate fi realizată. Prin urmare, conducerea colegiului depune eforturi imense pentru a garanta condiții sigure pentru cei peste 1000 de elevi care vor învăța aici în anul școlar 2020-2021. Avem probleme în acest caz, ținând cont că există din anul 2000 un litigiu pe rol cu eparhia reformată Piatra Craiului. Clădirea este în litigiu, este cea mai mare problemă care o avem în acest moment. Corpul A de clădire ar trebui recondiționat în totalitate, în sensul că acoperișul prezintă fisuri în foarte multe locuri, turnul este șubred. Pe de altă parte avem o problemă cu geamurile, toate geamurile au o vechime de peste 60 de ani, sticla trebuie recondiționată, cadrul trebuie recondiționat, cu atât mai mult cu cât, ca să respectăm aceste norme de siguranță, elevii trebuie să facă aerisire, profesorii și așa mai departe. Iar din subsol, igrasia și mucegaiul pun în pericol sănătatea elevilor la parterul corpului A și a corpului B. Și în situațiile acestea, ce soluții ați găsit pentru ca în 14 septembrie copiii să poată veni în siguranță la școală? Există o hotărâre de guvern prin care am primit 150.000 de lei de la Guvernul României prin Primăria Zalău, ca urmare a calamităților din luna iunie. Și având în vedere că noi am încheiat oarecum școala în 11 martie, s-a reușit să se facă diferite economii, astfel încât acum avem 150.000 pe reparații capitale și 150.000 pe reparații curente, bani cu care noi credem că reușim să consolidăm acoperișul, turnul de clădire și să zugrăvim toate sălile de clasă care în acest moment prezintă urme ale calamității din luna iunie. Sunt soluții pe termen scurt mai degrabă, pe termen lung ce variante aveți? Așa este, toate soluțiile sunt pe termen scurt, deoarece pe termen lung nu se pot face investiții. Am avut discuții și cu reprezentanții primăriei care au fost la noi în școală după acele calamități, deoarece clădirea este în litigiu și este și o clădire de patrimoniu. Momentan nu se pot face reparații capitale pe acest corp de clădire. Înțeleg că și la corpul B sunt probleme similare, probabil nu la fel de grave, dar și acolo sunt. Da, în 1996 s-a reușit recondiționarea acoperișului la corpul B. În schimb, la corpul B, unde sunt laboratoare de informatică și 3 săli de clasă, avem o problemă cu igrasia și mucegaiul, care în fiecare an ne creează probleme și orice reparații facem sunt temporare sau pe o perioadă de, scurtă de timp. Litigiul e de 2 decenii în instanță. Înțeleg că s-a reluat practic, s-a întors la prima instanță procesul. Cum vedeți tergiversarea aceasta, ce efect credeți că ar putea avea asupra CNS-ului în timp? Sigur, pentru noi este o mare problemă faptul că acest litigiu se tot tergiversează. Eu cred că dacă în următorii 5-6 ani nu se fac reparații capitale la această clădire simbol pentru municipiul Zalău, vor fi extrem de multe probleme și consider că în acest interval de timp nu vom mai putea desfășura ore în corpul A de clădire. Cam câți copii învață în acest corp de clădire? Noi în acest an școlar avem 1.065 de elevi la CNS, sunt undeva la 600 de elevi care învață în corpul A de clădire. Sigur, în corpul B unde sunt toate cele 4 clase de gimnaziu, plus încă 3 clase de liceu și corpul C care este renovat, în care mai avem 8 săli de clasă. În corpul A sunt și laboratoarele, nu?
sunt laboratoare de fizică, chimie, biologie și așa mai departe, și în parterul corpului B sunt laboratoarele de informatică, unde spuneam și acolo avem probleme prin infiltrații de umezeală de la subsolul clădirilor. Am făcut împreună cu directorul unității de învățământ un tur al clădirilor pentru a ne convinge de problemele grave ce nu pot fi remediate câtă vreme colegiul este revendicat în instanță. Laboratorul de chimie se infiltrează apă și acum îl renovăm. Sală renovată acum 2 ani. Da, și uitați-vă peste tot pe tavan. Aceste geamuri reprezintă un real pericol pentru copii, cu atât mai mult cu cât acum se cere aerisirea în fiecare pauză. Marea majoritate a geamurilor sunt prinse în holșul rupt tocmai pentru a nu vedea sticla. Imobilul Colegiului Național Silvania din Zalău este revendicat în instanță de către eparhia reformată de pe lângă Piatra Craiului. Clădirea în cauză a fost sediu pentru instituții de învățământ ce au avut de-a lungul timpului diverse denumiri: Colegiul Reformat, Gimnaziul Reformat din Zalău, Colegiul Evanghelic Reformat, Colegiul Reformat Veșelenii și Liceul Reformat de Băieți. Reprezentanții eparhiei susțin că de la înființarea din 1640 și până la naționalizarea din 1948, atât imobilele cât și instituția care a funcționat în cadrul acestuia au aparținut Bisericii Reformate. În replică, Guvernul României, prin Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri care au aparținut cultelor religioase din România, spune că din înscrisurile depuse la dosarul aferent cererii de retrocedare, nu a reieșit dovada dreptului de proprietate ale eparhiei reformate la momentul preluării. Potrivit înscrisurilor, imobilele s-au aflat în proprietatea Colegiului Veșelenii din Zalău, parte în proprietatea Fondului pentru Internatul Colegiului Evanghelic Reformat Veșelenii din Zalău, iar nu eparhiei reformate de pe lângă Piatra Craiului. Nu s-a făcut dovada că eparhia ar fi fondatoarea Colegiului Reformat, cu atât mai mult cu cât din anul 1911 nu și-a înscris dreptul de proprietate în cartea funciară, deși avea această posibilitate. În consecință, la data preluării, imobilele nu erau în proprietatea bisericii, spune Guvernul României. Prin cererea de intervenție accesorie, Municipalitatea Zălăoană a arătat că eparhia reformată de pe lângă Piatra Craiului nu a avut niciodată calitate de proprietar prin construire și prin orice alt mod de dobândire asupra imobilelor indicate în cererea de retrocedare. De asemenea, spun oficialii locali, imobilele au fost cuprinse în domeniul public și destinate ca atare prin hotărârea de guvern 966/2002, iar de-a lungul timpului au fost efectuate investiții. În 2017, prima instanță, respectiv Curtea de Apel Cluj, a respins demersul eparhiei, invocând că la momentul preluării eparhia nu era proprietar, conform extraselor de carte funciară. Nemulțumiți de decizia magistraților clujeni, reprezentanții eparhiei reformate de pe lângă Piatra Craiului
Mihaiului au făcut recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. În toamna anului trecut, instanța superioară a admis recursul, a casat sentința atacată și a trimis cauza spre rejudecare aceleiași instanțe. Colegiul din Zalău, sub forma Colegiului Reformat, este atestat ca și școală medie din anul 1646. În decursul existenței sale de aproape 4 secole, această școală a fost un important centru pentru cultura și învățământul din zonă și a păstrat această calitate și pentru secolul al XXI-lea. Odinioară, aici au studiat foarte multe personalități cunoscute, printre care îi pomenim pe poetul Odiendre, exploratorul, călătorul și omul de știință Biro Laioș, Iuliu Maniu, fost prim-ministru al României, politicienii Sixoi Laioș, Cun Bela, Victor Deleu, Iulian Andrei Domșa, istoricul, scriitor Petrimor și alții.